Omul în căutarea sensului vieții, de Victor Emil Frankl. Partea 1. Continuare. În cele din urmă, am intrat în gară. Liniștea de la început fu întreruptă de comenzi strigate. De acum încolo, aveam să auzim fără încetare, prin toate lagărele, glasurile acelea aspre, stridente. Aduceau cu strigătul de pe urmă al unei victime, deși cu o oarecare deosebire. Avea o voce spartă, enervantă, ca și cum ar fi venit din gâtlejul unui om care trebuia să continue să țipe în felul acela, în timp ce era omorât, iarăși și iarăși. Ușile vagoanelor fură azvârlite în părți și un mic detașament de deținuți năvăli înăuntru. Purtau uniforme lungate, aveau capul ras, dar păreau bine hrăniți. Vorbeau în toate limbile europene posibile, într-un mod oarecum hasliu, care suna grotesc, date fiind împrejurările. Canecatul care se agață de un fir de iarbă, optimismul meu născut, care mi-a dominat adeseori trăirile, chiar și în cele mai deznădăjduite situații, se agăța de acest gând. Deținuții aceștia arată destul de bine. Par să se simtă bine și chiar râd. Cine știe, s-ar putea să le împărtășesc și eu soarta aceea favorabilă. În psihiatrie există o anumită tulburare cunoscută sub numele de iluzia grațierii. Condamnatul, chiar înainte de execuția sa, trăiește cu iluzia că va fi grațiat în ultima clipă. Și noi ne-am agățat de aceste fărâme de speranță, crezând până la final că nu se poate să fie chiar atât de rău. Era o mare încurajare să vezi obrajii roșii și fețele rotunde ale deținuților acelora. Habar n-aveam noi că aceștia reprezentau o elită special aleasă, îndeplinind funcția de detașament de primire a convoaielor de deținuți care se revărsau zi de zi în gară. Ei se ocupau de nou veniții și de bagajele acestora, inclusiv de obiectele rare și de contrabandă cu bijuterii. Auschwitz era probabil un loc ciudat în această Europa a ultimilor ani de război. Poate că se găseau acolo comori fără egal, de aur și argint, platină și diamante, nu doar în magaziile acelea enorme, ci și în mâinile SS-iștilor. 1500 de deținuți fuseserăm închiși cu toții într-o baracă construită pentru a găzdui probabil cel mult 200 de persoane. Ne era frig și foame și nu era îndeajuns loc pentru că ca toată lumea să se poată ghemui pe pământul gol. O bucată de pâine de 5 uncii era tot ce mâncasem în ultimele 4 zile și totuși i-am auzit pe deținuții veterani care răspundeau de pe baracă, târguindu-se cu un membru al echipei de recepție a deținuților pentru un ac de cravată din platină cu diamante. Grosul câștigurilor avea să fie dat apoi la schimb pentru un snaps de tărie. Nu-mi mai amintesc câte mii de mărci erau necesare pentru a procura cantitatea de tărie necesară pentru o seară ca între băieți. Dar știu bine că deținuții mai vechi chiar aveau nevoie de câte un snaps în acele condiții. Cine i-ar fi putut învinui pentru încercarea de a se droga? Mai există încă un grup de deținuți care primea băuturi tari în cantități aproape nelimitate de la
SS-iști. Oamenii cu pricina deserveau camerele de gazare și crematoriile și știau foarte bine că într-o zi vor fi înlocuiți de o echipă nouă și că vor trebui să-și părăsească funcția impusă de călău, devenind la rândul lor victime. Aproape toți cei din transportul nostru trăiau cu iluzia că vor fi cruțați, că totul va fi bine. Nu ne dădeam seama de logica din spatele lucrurilor care urmau să ni se întâmple în curând. Ni s-a spus să ne legăm bagajele în tren. Ni s-a spus să ne lăsăm bagajele în tren și să ne aranjăm pe două rânduri, femeile pe un rând, iar bărbații pe celălalt, pentru a fi trecuți în revistă de un ofițer superior SS. Îndeajuns de surprinzător, dar am avut totuși curajul să-mi ascund boceluța sub haină. Fiecare om din rândul meu a fost trecut în revistă de ofițer. Mi-am dat seama că aș fi în pericol dacă ofițerul mi-ar descoperi boceaua. M-ar fi snopit în bătaie, cel puțin. Știam asta din experiență. Instinctiv, la apropierea ofițerului, mi-am îndreptat spatele, așa încât acesta să nu observe încărcătura mea grea. Apoi m-am trezit nas în nas cu el. Era un bărbat înalt, subțirel, ce arăta bine în uniforma lui impecabilă. Ce contrast între el și noi, atât de neîngrijiți și nespălați după lunga noastră călătorie. Afișase un aer de liniștită nepăsare, susținându-și cotul drept cu mâna stângă, cu mâna dreaptă ridicată, indicat tacticos cu arătătorul fie spre dreapta, fie spre stânga. Niciunul dintre noi nu avea nici cea mai mică idee despre semnificația sinistră din spatele acelei mici mișcări a degetului său, indicând când spre dreapta, când spre stânga, mai ales spre stânga. Acum îmi venise mie rândul. Cineva mi-a șoptit că dreapta înseamnă a fi trimis la muncă, în timp ce stânga era pentru cei bolnavi sau inapți de muncă, care urmau să fie trimiși într-un lagăr special. Am așteptat ca lucrurile să-și urmeze cursul. Era prima dintre numeroasele astfel de situații care urmau să se producă. Bocceaua mă trăgea un pic spre stânga, dar m-am străduit să stau drept. SS-istul m-a privit, a părut că ezită, apoi și-a pus mâinile pe umerii mei. Am încercat din răsputeri să par zvelt, iar el mă întoarse de umeri, foarte încet, spre dreapta. Așa m-am îndreptat în direcția respectivă. Semnificația jocului cu degetul ne-a fost explicată în seara aceea. Fusese vorba de prima noastră selecție, din primul verdict dat asupra noastră, viață sau moarte. Pentru marea majoritate a celor din covoiul nostru, adică aproximativ 90% dintre noi, a însemnat moartea. Sentința a și fost dusă la îndeplinire în următoarele câteva ore. Cei care fuseseră orientați spre stânga au fost duși de la gară direct la crematoriu. Cineva care lucrase acolo mi-a spus că respectiva clădire avea scris deasupra ușii cuvântul baie în mai multe limbi europene. La intrare, fiecărui prizonier se mâna o bucată de săpun, iar apoi, din fericire, nu trebuie să descriu eu ce se întâmpla acolo. S-au scris deja multe istorisiri despre aceste orori. Noi, cei cruțați,
O rămășiță din convoiul nostru. Am aflat adevărul în acea seară. L-am întrebat pe deținuții care se găseau deja de ceva vreme în lagăr, unde a fost dus colegul și prietenul meu R. A fost cumva trimis spre stânga? Da, i-am spus. Atunci poți să-l vezi acolo? Mi s-a spus. Unde? O mână a indicat spre hornul aflat la câteva sute de metri mai încolo, care arunca o coloană de flăcări spre cerul cenușiu al Poloniei, ce se perdea într-un sinistru nor de fum. Acolo e prietenul tău. Plutește spre ceruri, a fost răspunsul. Totuși, m-am priceput ce voia să zică până când nu mi-am spus pe șleau adevărul. Totuși, n-am priceput ce voia să zică până când nu mi-a spus pe șleau adevărul. Dar m-am abătut de la subiect. Din punct de vedere psihologic, avusesem parte de un lung drum de la sosirea noastră în gară, în reversatul zorilor, până la prima noastră noapte dormită în lagăr. Escortați de gărzile SS, având armele încărcate, fuseserăm puși să alergăm de la gară până dincolo de rețeaua electrificată de sârmă ghimpată, prin lagăr, până la spălătorie. Noi, cei care trecuserăm cu bine de la prima, noi cei care trecusem cu bine de prima selecție, am avut parte de o baie adevărată. Din nou, iluzia grațierii ni se confirma. SS-iștii păreau aproape fermecători. Curând am aflat și motivul. Erau amabili cu noi câtă vreme mai vedeau la încheietura mâinii noastre un ceas și ne puteau convinge cu frumușelul să li-l dăm. Oare nu urma să le cedăm oricum toate lucrurile personale? Așa că de ce să nu primească ceasul o persoană așa de drăguță? Poate că, într-o zi, ne va face și ea un bine. Am așteptat o vreme într-o baracă care părea a fi antecamera încăperii folosite pentru dezinfecție. SS-iștii și-au făcut apariția și ne-au împărțit niște pături în care trebuia să aruncăm tot ce aveam asupra noastră, ceasurile și bijuteriile. Câțiva dintre noi, mai naivi, chiar au întrebat, spre marele amuzament al deținuților veterani care se aflau acolo pe post de ajutoare. Dar n-ar putea să păstreze o verighetă de nuntă? Verighetă de nuntă? Un medalion sau un talisman? Niciunul dintre noi nu putea încă pricepe că absolut toate urmau să ne fie luate. Am încercat să mă dau bine pe lângă unul dintre deținuții mai vechi. Apropiindu-mă tiptil de el, i-am arătat sulul de hârtie din buzunarul dinăuntru al hainei mele. Al hainei mele. Și i-am spus, uite, acesta este manuscrisul unei cărți științifice. Știu ce îmi vei zice, că ar trebui să fiu recunoscător că am scăpat cu viață, că asta e tot ce pot aștepta de la soartă. Totuși, nu mă pot abține să-ți spun că trebuie să păstrezi manuscrisul cu orice preț, deoarece cuprinde munca mea de o viață. Înțelegi? Da, începea să înțeleagă. Un rânjet i se răspândi încet pe față. La început, plin de milă, apoi tot mai plin de haz. Apoi, batjocoritor, insultător, până când îmi zbiera. Ca răspuns la întrebarea mea, cuvântul acela, mereu prezent în vocabularul tovarășilor de lagăr, rahat,
În clipa aceea am realizat adevărul pe de-a întregul și am făcut un lucru care a marcat punctul culminant al primei faze a reacției mele psihologice. Am dat cu piciorul întregii mele vieți de până atunci. Brusc s-a stârnit agitație printre tovarășii mei de drum, care, speriați și albi la față, discutau neajutorați. Din nou am auzit comenzile acelea strigate pe un ton răgușit. Am fost mânați cu bătaia în antecamera băii. Acolo ne-am strâns în jurul unui SS-ist care a așteptat până ce am intrat cu toții. Atunci ne-a spus: vă dau 2 minute și vă cronometrez cu ceasul. În aceste 2 minute vă dezbrăcați complet și aruncați totul pe podea, în locul unde stați. Nu veți lua cu voi nimic altceva decât încălțămintea, cureaua sau bretelele și, eventual, suspensorul. Încep să vă cronometrez. Începeți. Într-o grabă de nedescris, oamenii își mulgeau hainele de pe ei. Pe măsură ce timpul rămas se scurta, deveneau din ce în ce mai agitați și trăgeau cu stângăcie de lenjeria intimă, de curele și șireturi. Și atunci am auzit primul sunet de bici, curelele de piele, șfichiuind trupurile goale. Apoi am fost mânați într-o altă încăpere pentru a fi bărberiți. Nu doar că ne-au ras în cap, dar nici pe corp nu ne-au lăsat vreun fir de păr. Apoi, la dușuri, unde am fost aliniați din nou. Cu greu ne mai recunoșteam unii pe alții, dar a fost o mare ușurare totuși pentru unii să observe că din robinete curgea cu adevărat apă. În timp ce așteptam să ne vină rândul la duș, goliciunea noastră ne-a devenit evidentă. Pur și simplu, nu mai aveam nimic altceva decât trupurile noastre goale, mai puțin părul. Tot ce ne mai rămăsese era existența noastră despuiată. Ce legături materiale cu viața noastră de până atunci ne mai rămăsese? Ce legături materiale cu viața noastră de până atunci ne mai rămăseseră? Pentru mine erau ochelarii și cureaua. Pe aceasta, din urmă, aveam să o dau la schimb mai târziu pentru o bucată de pâine. Celor care purtau suspensor le era rezervat un plus de bucurie. Seara, prizonierul, veteran responsabil peste baraca noastră, ne-a întâmpinat cu un discurs prin care și-a dat cuvântul de onoare că îl va spânzura cu mâna lui de bârna aia și a indicat-o cu mâna pe oricine a cusut banii cu pietre prețioase în suspensor. Ne-a explicat cu mândrie că, în calitatea sa de veteran, legile lagărului îi permit să procedeze astfel. Când a venit vorba de încălțămintea noastră, lucrurile nu au fost deloc simple, deși ar fi trebuit să ne-o putem păstra. Totuși, aceia dintre noi care aveau niște încălțări mai de calitate au fost nevoiți să le dea în cele din urmă, primind, la schimb, altele care nu li se potriveau nicicum. Deținuții care au urmat sfatul, aparent bine intenționat, venit în antecameră de la deținuții veterani și și-au scurtat cizmele tăindu-le carâmbii, frecând apoi mulchiile tăiate cu săpun pentru a ascunde sabotajul. Au întâmpinat probleme serioase. SS-iștii parcă doar asta așteptau.
Toți cei suspectați de acest delict au trebuit să intre într-o mică încăpere alăturată, de unde, după o vreme, s-au auzit iarăși sfichiuiturile bicelor, însoțite de urletele celor torturați. De data aceasta, bătaia a durat ceva vreme. Astfel, iluziile pe care unii dintre noi și le mai făceau au fost nimicite una câte una, după care, într-un mod destul de surprinzător, cei mai mulți dintre noi au fost cuprinși de un straniu simț al umorului. De acum știam că nu mai aveam nimic de pierdut în afara atât de despuiatei noastre vieți. Când s-a dat drumul la dușuri, cu toții ne-am străduit din greu să facem haz, atât de noi înșine, cât și de ceilalți. La urma urmei, din rozetele dușurilor chiar curgea cu adevărat apă. Pe lângă genul acela, straniu de umor, am mai fost cuprinși de un anume sentiment, curiozitatea. Mi se mai întâmplase să trăiesc acest gen de curiozitate și înainte, ca o reacție fundamentală față de anumite circumstanțe ciudate. Odată, pe când era să-mi pierd viața în timpul unui accident alpin, am fost cuprins în acel moment critic doar de curiozitate. Oare voi scăpa întreg sau mă voi alege cu craniul fracturat ori cu alte răni? Această curiozitate rece predomină chiar și la Auschwitz, detașându-ne într-un câtva mintea de lucrurile din jur, care puteau fi privite astfel cu o oarecare obiectivitate. În clipele acelea întrețineam această stare de suflet ca pe un mijloc de protecție. Eram nerăbdători să aflăm ce urma să ni se întâmple mai departe, de pildă, care va fi urmarea faptului că stăm goi cu pușcă, nemișcați, în aerul rece al toamnei târzii, încă uzi de la dușuri. În următoarele câteva zile, curiozitatea noastră s-a preschimbat în uimire. Eram mirați eram mirați că nu răciserăm deloc.